Merge Bogdan. Este Ploieștiul capitala ciclismului românesc? Bună ziua! Am moștenit această tradiție a ciclismului din 1974, de când sunt antrenor la Clubul Petrolul și la Metalul Plopeni și apoi și la Compet. În cei 40 de ani pot să mărturisesc că ciclismul prahovean a fost și va fi capitala ciclismului românesc. De aici s-au ridicat cei mai buni cicliști, ca un Constantin Dumitrescu, Teodor Vasile, Vasile Apostol, Constantinescu Valentin, Căruțașul Constantin, adică o mulțime de cicliști. Mă laud că patru cicliști de la care i-am format au câștigat Turul Ciclist al României. Nu mai spun în alte locuri, 2-3 în Turul Ciclist al României și afară, Constantinescu Valentin și Căruțașul Constantin, la campionatele mondiale de la Edmonton, din Canada, au venit pe locul 4. Deci am fost la cel mai înalt nivel. În istoria ciclismului românesc, Constantin Dumitrescu a venit pe locul 2 în Turul Angliei, eu pe locul 2 în Turul Turciei, am câștigat Turul Turciei în 1972. Deci ciclismul prahovean întotdeauna a fost sus. Să nu uităm să-l pomenim pe Teodor Vasile, care e un mare ciclist, care a câștigat 3 tururi cicliste ale României. Noi întotdeauna am fost sus. Și acum mă bucur enorm de mult că am ajuns să organizăm concursuri cum era acum 50 de ani, când făceam eu ciclist, 40-50 de ani. Dar ne-a cunoaște, să zic, cei din Ploiești, din județul Prahova, să facem concurs pentru toată țara, să vadă ceea ce putem să facem noi. Cam atât ar fi despre actuala poziție a ciclismului ploieștean. Mulțumesc!